Protest inedit în centrul Iașului organizat de Asociația Moldova Vrea Autostradă. Evenimentul Batem Toba pentru autostrada A8 a fost un pas important în mobilizarea comunității și menținerea subiectului în atenția publicului și autorităților. Participanții și-au exprimat nemulțumirea față de tergiversarea continuă acestui proiect, care afectează dezvoltarea economică, mobilitatea bunurilor și a persoanelor și influențând negativ competitivitatea regiunii Moldovei. Mulți dintre cei prezenți au subliniat că Moldova nu mai poate aștepta, iar întârzierea construirii autostrăzii reprezintă piedică serioasă pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii Moldova, pentru diminuarea disparităților în raport cu celelalte regiuni ale Uniunii Europene, pentru creșterea calității vieții și pentru atragerea de noi investiții în zonă. Sunetul tobelor a fost vocea celor care cer modernizarea infrastructurii, investiții în economie și drumuri sigure în Moldova. Autostrada 8, cunoscută și sub denumirea de Autostrada Unirii, este un proiect de infrastructură extrem de important și așteptat de cetățeni, dar care se confruntă cu întârzieri majore de la o etapă la alta.